Președintele socialdemocraților Doljen, Claudiu Manda, a vorbit în exclusivitate pentru TV Sud despre acțiunile de stradă ce le pregătiseră cei din PSD la sfârșitul acestei săptămâni. Manda spune că protestul nu avea rolul de a-l apăra pe Liviu Dragnea, ci de a atrage un semnal de alarmă față de abuzurile și manipulările liberalilor. Decesul regelui Mihai a determinat conducerea PSD să anuleze protestele de stradă. Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, a ținut să clarifice speculațiile din ultimele zile referitoare la acțiunile de protest organizate de PSD. Manda spune că manifestările nu sunt făcute pentru susținerea lui Liviu Dragnea, ci împotriva manipulărilor prezentate zilnic de liberali. Vi se reproșează că veți organiza un meeting pentru a-l susține pe domnul Dragnea. Este un astfel de meeting sau... Nici vorbă, în toată partea de promovare a mitingului nostru, care se numește hashtag ajunge, spunem foarte clar, ajunge cu abuzurile, ajunge cu manipulările, ajunge cu agresiunile, ajunge cu comportamentul acesta în care, repet, ajungem să fim români contra români sau, dacă doar unii ies în stradă, arată că aceasta este poziția României, ceea ce nu cred că este corect. Trebuie să vedem dacă sunt oameni care sunt și de altă părere față de cele exprimate până acum în spațiu public prin proteste. Rămâne să vedem dacă o să fie susținere și eu cred că da. Nu suntem singurul județ și singura localitate unde se va face meeting. Din câte știu, vor fi destul de multe municipii reședință de județ din țară. Meeting va fi și la Târgu Jiu sâmbătă. Președintele PSD Târgu Jiu, Aurel Popescu, a vorbit despre scopul protestului. Este un punct de vedere pe care îl împărtășim și noi, liderilor noștri. Este foarte important să luăm atitudine, pentru că în decembrie 2016 oamenii au votat pentru un program de guvernare. Oamenii au votat pentru un guvern care să ducă la bun sfârșit ideile, propunerile pentru o țară mai prosperă, mai bogată, oameni liniștiți, oameni care să aibă o viață cât mai normală și cât mai cu bunăstare. Nu este corect ce se întâmplă în acest moment în România și în mod special în zona Bucureștiului. Socialdemocrații vor ieși în stradă sâmbătă de la ora 15.